Nu vreau să fiu tătic decât pentru băiatul meu. Nu vreau să fiu nici măcar colonel. Am avut alții și au reușit, fără să aibă merit. Și vă spun de ce, pentru că poate că ne-am obișnuit cu politica în România să existe prea mulți tătuci, prea multe mamuci. Am avut un tătuc, Gheorghe Flutur, am avut o mamucă, Elena Udrea. Elena Udrea administrase la turist, tătucul Flutur la agricultură și am văzut cu clipa aviară, am văzut cât de mult ne-au ajutat aici în zona de munte și cu agricultura și cu dezvoltarea turismului, pentru că, din păcate, tătucul Gheorghe și mamuca Elena n-au făcut nimic pentru această zonă, și o știți mai bine ca mine. Și ar fi putut să facă dacă n-ar fi fost cu adevărat tătuci și mamuci, aș fi fost oameni. Și pentru că noi suntem oameni și asta vreau să vă spun la Vatra Dornei, eu nu vreau să fiu decât egalul dumneavoastră cel mult. Pentru că n-am nici merite în plus față de dumneavoastră, nici funcții. Funcțiile sunt trecătoare, important este să rămânem oameni. Și ceea ce am făcut aceste zile și la nivel de guvern și la nivel de Consiliu Județean și vreau și eu să mulțumesc colegilor mei care au înțeles că normalitatea este lucru care ne trebuie acum în administrația publică. Vreau să facem lucruri pentru oameni. Și nu vreau în niciun caz să țin cont de culoarea politică a unui primar, pentru că la Vatra Dornei am avut mai multe situații în care a existat o opoziție între municipiul Vatra Dornei și guvern. Și eu, domnul Cuțan în sală, care a avut această situație, e și domnul Țuțu Moraru, care a avut această situație, este și domnul Ilie Boancheș, care are această situație, dar, din fericire, acum suntem alți oameni.